Salut, numele meu este Flaviu și în acest video mi-am propus să-ți arăt pas cu pas cum să optimizezi campania ta de Facebook Ads de la zero. Succes! Bun, acum că suntem la laptop, hai să vedem exact pas cu pas cum să optimizăm cât mai bine campania noastră de Facebook Ads, pentru că aceasta să ne aducă mai mulți clienți pe site-ul nostru, să scădem costurile de promovare și să creștem notorietatea și reach-ul afacerii noastre în mediul online. Pentru asta am mers în contul de business de la Facebook, Business Manager, și aici am campania mea. Ei bine, în primul rând, campania aceasta nu rulează, dar vreau să vă arăt doar câteva elemente care trebuie optimizate într-o campanie. Mergem pe editează, după care aici trebuie să alegem obiectivul nostru, în funcție de ceea ce vrem noi să obținem. Pentru campania de video ads, am ales ca obiectiv vizualizările de clipuri video. Ei bine, după aceasta, Facebook va optimiza automat campania asta în funcție de ceea ce vrem noi să alegem. Deci primul obiectiv de optimizat este, primul element de optimizat este obiectivul campaniei, să alegem obiectivul concret. Dacă vrem să aducem trafic pe site, e bine, alegem obiectivul de trafic. Dacă vrem să creștem notorietatea afacerii noastre, alegem obiectivul de reach sau de brand awareness. Iar dacă vrem să vindem mai mult pe site-ul nostru, putem să creștem vânzările alegând un obiectiv de tip conversii sau vânzări din catalog. Sau putem alege obiectivul de tip Messenger Ads ca să inițializăm o conversație cu clienții noștri potențiali. Al doilea element de optimizat este bugetul campaniei noastre. Ei bine, acesta o să distribuie, dacă alegem această opțiune, o să distribuie bugetul nostru în setul de anunțuri pentru a obține cât mai multe rezultate pozitive. Adică bugetul nostru va fi împărțit în funcție de campania care de ad-ul care aduce cele mai multe rezultate, cum ar fi trafic, cum ar fi conversii sau reach, în funcție de obiectivul nostru pe care l-am ales. Deci aici trebuie să alegem optimizarea bugetului, să bifăm această opțiune și să alegem un buget fie total, fie zilnic. Eu de obicei aleg un buget total pentru a fi sigur că nu este depășit. După care strategia de licitare este alt element de optimizat. În funcție de cel mai mic cost, în funcție de tipul campaniei și obiectivul campaniei noastre, putem să alegem strategia de licitare potrivită, cum ar fi lowest click, lowest cost, limită de cost sau alte opțiuni. Limita de cost, adică putem să spunem, ok, Facebook-ule, pot să controlez costurile și să obținem mai multe rezultate pentru bugetul nostru și să limitez costurile. Adică să nu depășească o anumită sumă, să zicem, 300 de lei pe lună. După care cel mai mic cost, o să obține rezultatele la cel mai mic cost în bugetul nostru. Și de obicei aleg cel mai mic cost și trebuie să ne optimizăm campania în funcție de când să ruleze ea. Dacă avem o afacere care putem lua legătura cu clienții doar într-un obiectiv orar, cum ar fi de la 9 la 17, putem să alegem să ruleze doar la 9 la 17 sau în funcție de zile sau în funcție de ore și așa mai departe. După care, tipul de livrare, putem să alegem livrarea standard sau livrarea accelerată. Aceasta este optimizarea la nivel de campanie, iar în următorul video am să vă arăt optimizarea la nivel de grupuri de anunțuri sau de seturi de anunțuri în Facebook Ads. Succes!